Bun găsit, începe Nova Observatorul. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Taximetriștilor le-a ajuns cuțitul la os. Mai mulți șoferi au luat decizii limită și anume au intrat în greva foamei. Elevii de clasa 12 au susținut prima probă a simulării examenului de bacalaureat 2024. Se împlinesc 47 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977. Taximetriștilor le-a ajuns cuțitul la os. Mai mulți șoferi au luat decizii limită și anume au intrat în greva foamei. Aceștia se simt umiliți, însă spun că nu vor renunța, întrucât așa nu se poate. Colegul meu, Andrei Brânaș, este la fața locului și are mai multe detalii despre acest protest amplu al taximetriștilor. Bun găsit, Alina, bun găsit, doamnelor și domnilor. Suntem în mijlocul protestului taximetriștilor aici la Timișoara. Peste 400 de șoferi s-au adunat în această parcare din Timișoara pentru a striga nemulțumirile și pentru a-și cere drepturile. Iată, acum voi sta de vorbă cu un șofer de taxi care deja a intrat de mai multe zile în greva foamei. Bună ziua, sunteți în greva foamei. De când nu ați mai mâncat nimic și cum a fost această perioadă? Sunt 6 zile, le-am făcut la București. Plus cea de azi, aseară m-am întors, plus cea de azi, sunt 7 zile. 7 zile, nu am mâncat nimic, 7 zile, numai apă, cafea fără zahăr, că nu este voie în greva foamei. Mi s-au făcut 2 perfuzii, alea mă mai țin pe picioare, într-adevăr, își fac efectul. Continuăm, până când o să cădem pe jos, nu știu, mai departe chiar nu știu. Autoritățile văd că nu, pur și simplu ne ignoră. Parcă nu am fi cetățeni ai acestei țări, suntem din altă parte. Cum ați ajuns totuși la această decizie radicală până la urmă? Iată, de 7 zile să nu mâncați nimic. Dacă ne uităm și pe lege, spune că este ultima formă de a protesta. Noi nu vrem să ieșim în stradă să facem scandal, nu ne dorim să încurcăm în trafic, nu dorim să spargem geamuri, nu dorim, este ultima formă de a te exprima. Alta nu există decât asta, dar ne exprimăm prin ea și se vede că vorbim singuri. Nu a venit un medic să ne întrebe de sănătate. Nu ni s-a dus o sticlă de apă. Da, ni s-a dus de către colegii noștri, un ceai, o cafea, o apă, dar autoritățile nimic. Pur și simplu ne ignoră. Cum vă simțiți? Foarte rău. Foarte rău. Este dureros, umilitor? Foarte umilitor și foarte dureros. În același timp, amândouă. Așadar, doamnelor și domnilor, ați auzit ce a spus un taximetrist care de 7 zile se află în greva foamei. Am vorbit cu aceștia și ne-au spus că protestul continuă până când guvernanții, până când clasa politică le vor da ceea ce cer. Atât deocamdată de aici, Alina, înapoi la tine. Elevii de clasa 12 au susținut prima probă a simulării examenului de bacalaureat 2024. Subiectul 3 este cel care i-a pus în dificultate pe cei mai mulți candidați. Plin de emoții, elevii din Timișoara au ieșit totuși cu speranța că notele vor reflecta munca depusă pentru examenul maturității care îi așteaptă în vara acestui an. A fost de-a dreptul șocant, nu ne așteptam deloc să ne pice liric, dar a picat liric, asta e, am scris ce am știut. A fost ok, chiar a fost ok. Nu mi s-au părut grele subiectele, au fost ca și nivel de dificultate mediu, subiectul 1 și subiectul 2 chiar decent, la subiectul 3 a fost bomba. Elevii de clasa a 12 au susținut prima probă a simulării examenului de bacalaureat 2024. Subiectul 3 este cel care i-a pus în dificultate pe cei mai mulți candidați. Elevii de la profilul uman au primit un eseu după o poezie scrisă de Ioan Barbu, iar la profilul real a picat Lucian Blaga. Subiectele cum au fost? Urâte. Poezie nu-i frumos. Nu se fac din astea. Ai știut? Da, a fost ok. Plin de emoții, elevii de clasa a 12-a din Timișoara au ieșit totuși cu speranța că notele vor reflecta munca depusă pentru examenul maturității care îi așteaptă în vara acestui an. Mie mi s-a părut mai greu decât ne așteptam, dar ne bucurăm că asta înseamnă măcar că o să fie mai ok la BAC. Sperăm.
Da, adică nu foarte accesibile, cel puțin direct de la subiectul întâi a fost destul de complicat, dar ne-am descurcat într-un final. Subiectele au fost abordabile, nu mă așteptam să fie ce a picat la subiectul 3, la noi, la profilul uman aplicat Ion Barbu, dar în subiectul 1 și subiectul 2 chiar ok subiectele, vedem ce urmează la BAC în iulie. Cred că o să iau o notă rezonabilă, mi s-a părut un subiect accesibil, n-a fost greu și subiectele întâi, subiectul de au fost chiar accesibile. Da, deci în concluzie, o părere bună. Am terminat după o oră jumate și nu pentru că am dat bir cu fugiții, deci e bine. Pe elevii de clasa a 12-a îi mai așteaptă două probe de foc, proba obligatorie a profilului și o probă pentru materia pe care și-au ales-o în funcție de specializare. Se împlinesc 47 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977. În doar 56 de secunde, cutremurul a furat peste 1500 de vieți și a provocat cele mai mari pagube produse de un fenomen natural din istoria României. Da, cum să fie groaznic. Eram la Moldova Nouă, în Caraș-Severin, la un bloc cu 4 etaje, la etajul 1, când practic tot din casă mi-a picat jos. S-au crăpat pereții, au sticla toată spartă, a fost groaznic. Iar blocurile noastre sunt sub formă de U, atât a fost de puternic cât blocurile s-au desprins unul de celălalt. A fost groaznic. Se împlinesc 47 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977. În doar 56 de secunde, cutremurul a furat peste 1500 de vieți și a provocat cele mai mari pagube produse de un fenomen natural din istoria României. Cutremurul a pus practic la pământ sute de blocuri și case, iar sub marea de dărâmături au fost prinși mii de oameni. Un timișorean a mers la București imediat după cutremur pentru a ajuta la reconstrucția blocurilor. Imaginile de atunci îl vor urmări pentru toată viața. Ruină. O mare parte din București ruină. Mizerie, dărâmături. Păi ce a fost în cartierul militar să nu-ți povestesc. Când vine cutremurul, vine. Nu-l poți prevedea, nu poți să iei măsuri împotriva lui. Dacă ai ghinionul să fii în locul nepotrivit, împărăția celor sfinți. Dacă ai parte să fii într-altă parte, să scapi, uite, bă, am avut noroc că am scăpat. Dan, un alt timișorean care a fost la București după dezastrul natural colosal, descrie imaginile cutremurătoare din 77. Dărâmături, lume disperată, dezorganizare, deci treaba a fost pentru o surprindere totală. Cred că pentru toată lumea a fost surprinzător evenimentul. Vă este teamă, Doamne ferește, că s-ar mai putea să prindeți un cutremur de o asemenea intensitate acum, în viitorul apropiat? Mi-este foarte teamă, mai ales că n-am învățat nimic din experiența aia, nimic nu s-a făcut cu locurile de refugiu, e o debandadă și un haos, nici blocurile nu s-au făcut. După momentul ăla s-au luat niște măsuri, știți? Și s-au construit într-adevăr subsoluri multe, însă nu s-a îngrijit nimeni de ele. Și sunt convins că treaba prinde, deci Doamne ferește de o treabă din asta care prinde pe nepregătite și pentru o surpriză totală și pe oameni, dar și pe autorități. Nu e niciun fel de pregătire din asta pentru de rând, pentru populație, pentru că un fenomen din asta, o dramă din genul ăsta, e greu de gestionat. Dacă nu sunt, toată lumea intră în panică, nu sunt cursuri pentru intervenție de prim ajutor, se chinuie, văd Parafat că mai încearcă așa, dar nu e o cultură din asta. Tot mai mulți timișoreni se tem că un nou cutremur poate pune la pământ România. Vă este teamă de un nou posibil cutremur? Bineînțeles. Mă, n-ați văzut ce a spus domnul Mărmureanu, că putem să ne așteptăm la unul de aceeași intensitate? Dar în voia lui Dumnezeu, ce putem face altceva? Unde să fugim? Seismul din 1977 a avut loc la ora 21 și 21 de minute, într-o zi de vineri, fiind poate cele mai cumplite secunde din viața românilor de atunci. Se pregătește semnarea celui de-al treilea act adițional de prelungire a termenului contractual la pasarela Gelu Crizantemelor din Timișoara. În ciuda ultimelor postări ale primăriei Timișoara, situația nu este deloc una roz, consideră Roxana Iliescu, consilier local. Ce spune aceasta, aflați în rubrica Declarația Zilei.
ciuda ultimelor postări ale primarului și primăriei, obiectivul de investiții pasare la gelul crizantemelor este în impas. În timp ce primăria ne anunță că acest proiect este în linie dreaptă, în realitate administrația Fritz pregătește semnarea celui de-al treilea act adițional de prelungire a termenului contractual. Trebuie spus faptul că această pasarelă este obiect al contractului numărul 17, încheiat în 17.03.2023 și trebuia finalizat în 6 luni de zile de la momentul în care au dat ordinul de începere. Respectiv, termenul inițial contractual era în data de 18.10.2023. Lucrările nu au fost finalizate, astfel că au încheiat un prim act adițional și au stabilit un nou termen în 30.11.2023. Evident, nu au finalizat lucrările nici până în 30.11.2023 și au încheiat un alt act adițional cu un nou termen, de data aceasta stabilind termenul în data de 16.03.2024. Am fost în teren și după cum arată situația la fața locului și din informațiile pe care le am, vă pot spune faptul că în mod sigur în aceste zile vor semna un al treilea act adițional și așteptăm cu interes ce nou termen vor stabili. Cert este faptul că stadiul lucrărilor la momentul actual este de aproximativ 50%, iar stadiul financiar, adică banii încasați de antreprenori până acum din valoarea totală a lucrării, tot undeva la 50%. Cu alte cuvinte, a mai rămas o listă lungă de lucrări ce ar trebui executate, precum iluminatul, finalizare placă de suprabetonare, montarea pavajului, amenajarea spațiului verde, montarea mobilierului urban. Dar sunt mai multe. Dintre toate, însă, aceste lucrări, cea mai delicată este construirea zidului de sprijin, mai bine zis, finalizarea construirii acestui zid de sprijin de pe malul drept, care are rolul de a stabiliza malul și implicit toată structura pasarelei, care s-a aflat cel puțin până acum în impas, pentru că antreprenorul n-a putut executa această lucrare întrucât au dat de minuni în subteran, cabluri, conducte de care habar nu au avut și care trebuie deviate. Inaugurare cu fasta lucrărilor la noul stadion Lego din Timișoara. Edilii Timișoarei sunt convinși că pe noul stadion se va lovi oficial mingea în anul 2026. Proiectul în sine a fost unul cu ceva peripeții. Inaugurarea de zile mari a lucrărilor la stadionul Lego din Timișoara. Atât primarul Dominic Fritz, cât și viceprimarul Cosmin Tabără sunt convinși că pe noul stadion se va lovi oficial mingea în anul 2026. Arena va costa în total peste 23 de milioane de euro. Proiectul în sine a fost unul cu ceva peripeții, două licitații ratate. Viceprimarul Cosmin Tabără a subliniat și de ce arena nu va putea avea 15.000 de locuri, așa cum clamează fostul primar Nicolae Robu, care ar fi realizat el. Punem piatră de temelie pentru noul stadion al Timișoarei, Arena Eroi Timișoarei, și este o zi în care renaște de fapt tot fotbalul timișorean, o zi ce mulți au crezut că n-o să vină, dar mă bucur că cu toată echipa, cu multă muncă în ultimii 3 ani, am ajuns aici la acest proiect, unui stadion de 10.000 de locuri, de un pic peste 10.000 de locuri chiar, și în care investim 115 milioane de lei în următorii 3 ani pentru a ridica acest stadion. Suntem în această etapă, poate mulți nu au crezut că îl vom începe construcția, nu au crezut că vom finaliza această procedură de licitație, dar după 3 ani de zile aproape vedem că se încep lucrările. Practic sunt începute de anul trecut, pentru că odată cu finalizarea licitației s-a demarat proiectul tehnic. Proiectul tehnic care a trebuit să obțină avizele, a obținut absolut toate avizele. Acesta a fost și singurul impediment al începerilor lucrărilor încă din toamnă.
dar el va fi construit cu 4 tribune distincte pentru că trebuia să lăsăm un spațiu față de clădirea din spate de 10 metri pentru a putea primi avizul ISU. Este un moment important, este un moment în care cumva eu împreună cu echipa noastră cumva avem mari speranțe, avem mari speranțe că în următorii 2 ani și jumătate acest proiect cumva va lua, va avea finalitate și va lua cumva naștere un proces nou în dezvoltarea tinerilor. Asta e important pentru noi, pentru mine cel puțin în momentul de față este o gură de aer pentru că așa putem să-i motivăm în continuare și pe sportivii noștri, pe oamenii care vor să vină alături de club. Stoc de cărbune mai mare decât în perioada similară a anului trecut, transmit reprezentanții Colterm. Referitor la producția efectivă de energie termică, cele două mari centrale termice, CET Sud și CET Centru, funcționează în parametri optimi, mai spun aceștia. La finalul lunii februarie 2024, stocul de cărbune era de 17.160 de tone, față de 12.998 de tone în perioada similară a anului trecut. Aprovizionarea cu combustibilul necesar producerii de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum se derulează constant, consumul fiind ceva mai scăzut față de lunile anterioare. În condițiile reducerii parametrilor de furnizare corelați cu temperaturile exterioare semnificative mai ridicate în cursul lunii februarie față de luna ianuarie. Precizăm că urmărim în permanență evoluția vremii și ajustăm parametrii de furnizare în funcție de temperaturile exterioare zilnice, transmit reprezentanții Colterm. Referitor la producția efectivă de energie termică, cele două mari centrale termice, CET Sud și CET Centru, funcționează în parametri optimi, cu mențiunea că sporadic se mai efectuează reparații de mici dimensiuni, necesare în vederea continuității și menținerii parametrilor tehnologici de funcționare a instalațiilor. În perspectivă, atât porțiunile de rețea din perimetrul menționat, cât și din alte zone din oraș, urmează să fie înlocuite, fiind cuprinse într-un proiect de retehnologizare a rețelelor termoficare primare pe fonduri europene, gestionat de municipiul Timișoara, etapa a treia, reabilitare a 30 de kilometri de rețea de termoficare. Seminarul de folclor Uniți prin Multiculturalitate a avut loc la Centrul Cultural al orașului Deta. Sala de spectacole a Centrului Cultural a fost umplută de culoare și a strălucit mai mult ca oricând, de bucurie, entuziasm și mult dans și voie bună. În cadrul proiectului cultural Curcubeul Multiculturalității în zona Timiș, Torontal, Bârzava s-a desfășurat seminarul de folclor Uniți prin Multiculturalitate. Evenimentul a avut loc la Centrul Cultural al orașului Deta, unde timp de 6 ore reprezentanții celor 7 etnii participante în proiect, membrii mai multor ansambluri, au învățat împreună unii de la ceilalți pași de dans specifici etniilor pe care le reprezintă. Fiecare dintre coregrafii au predat tuturor tinerilor din ansambluri dansuri vechi și tradiționale pe care strămoșii noștri le dansau la baluri, în sat la joc, ori la rugi, cu mulți ani înainte. Îndepărtându-se de tehnologie pentru o zi, acești tineri coordonatori și coregrafii lor au petrecut un timp de calitate împreună, scoțând din lada cu zestre a orașului Deta cele mai vrednice amintiri. Sala de spectacole a Centrului Cultural a fost umplută de culoare și a strălucit mai mult ca oricând de bucurie, entuziasm și mult dans și voie bună. Un bărbat a fost găsit fără suflare în plină stradă la Timișoara. Se pare că bărbatul ar fi fost om al străzii, iar cel mai probabil ar fi murit luni dimineață. Oamenii legii împreună cu o ambulanță au ajuns în grabă la fața locului, însă nu au putut face altceva pentru bărbat decât să-i declare decesul. Un bărbat a fost găsit fără suflare în plină stradă la Timișoara. Din primele informații, bărbatul în vârstă de aproximativ 70 de ani ar fi căzut ca secerat în apropierea parcului botanic. Se pare că bărbatul ar fi fost un om al străzii, iar cel mai probabil ar fi murit luni dimineață. Apropiații spun că în ultima vreme ar fi fost bolnav. Alți oameni ai străzii au fost cei care i-au găsit trupul neînsuflețit întins la pământ și au cerut imediat ajutor. Oamenii legii împreună cu o ambulanță au ajuns în grabă la fața locului, însă nu au putut face altceva pentru bărbat decât să îi declare decesul. Vă reamintim că în urmă cu 2 săptămâni, un alt om al străzii a fost găsit decedat tot în aceeași zonă.
Pompierii arădeni au fost solicitați luni dimineață să intervină pe calea Aurel Vlaicu, unde un bărbat de 74 de ani a căzut de la etajul 7 al unui bloc de locuințe. Cu mai multe detalii vine colegul meu Andrei Brânaș. Un bărbat și-a găsit sfârșitul după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc de locuințe din Arad. Omul în vârstă de 74 de ani a murit după ce s-a izbit de pământ. Încă nu este clar dacă vorbim despre un accident sau despre o sinucidere. Pompierii arădeni au fost solicitați luni dimineață să intervină pe calea Aurel Vlaicu, unde un bărbat de 74 de ani a căzut de la etajul 7 al unui bloc de locuințe. La data de 4 martie, în jurul orei 7, polițiștii secției 1 Vlaicu au fost sesizați despre faptul că o persoană de sex masculin ar fi căzut dintr-un apartament situat la etajul 7 al unui bloc din municipiu. Cadavrul a fost identificat în persoana unui bărbat de 74 de ani din Arad, fiind transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Arad, în vederea efectuării autopsiei, stabilirii cauzei decesului și luării măsurilor de urmare. Transmit reprezentanții IPJ Arad. Un bărbat a vrut să se sinucide la Timișoara, însă a fost salvat la timp de polițiștii locali care patrulau în zonă. Aceștia au stat de vorbă cu el pentru a-l calma și au acționat rapid. L-au cuprins de talie trăgându-l pe trotuar, unde l-au imobilizat pentru că era agitat. Un bărbat care a vrut să își pună capăt zilelor, amenințând că se aruncă de pe pasarela din calea șagului, a fost salvat la timp de polițiștii locali. Polițiștii locali aflați în patrulare în timp ce se deplasau pe calea șagului au fost sesizați de un cetățean că pe pasarela din zona respectivă se află un bărbat urcat pe balustradă, având probabil intenția de a-și face rău. Polițiștii locali s-au îndreptat rapid către locația indicată, constatând că sesizarea se confirmă. Pe pod se afla un bărbat care stătea înșezut pe balustradă, cu un picior spre exterior și spunea că vrea să se arunce și să își pună capăt zilelor pentru că viața este grea. Polițiștii locali au stat de vorbă cu el pentru a-l calma și au acționat rapid, l-au cuprins de talie trăgându-l pe trotuar unde l-au imobilizat pentru că era agitat. Ulterior l-au identificat pe bărbat stabilind că are 37 de ani, este dintr-o comună din județul Argeș, având reședința în localitatea Gătaia. La fața locului a fost solicitat un echipaj al ambulanței pe care polițiștii locali l-au însoțit la clinica de psihiatrie Eduard Panfil, unde bărbatul a fost preluat de medici. Transmit reprezentanții Poliției Locale Timișoara. Locuitorii din Timișoara, dar și din alte localități din județ, au rămas fără apă în această după-amiază. La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, Aquatim recomandă clienților să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă. Pentru remedierea unor avarii în această după-amiază, Aquatim anunță întreruperea furnizării apei pe străzile Martirii Ioan Miron, Constantin cel Mare și Michelangelo din Timișoara și lista zonelor din oraș și a localităților continuă. Întrerupem azi furnizarea apei pentru remedierea unor avarii pe străzile Feleacu, inclusiv la punctul termic, Martir Remus Țăsală, Bulevardul General Ioan Dragalina și în Moșnița Nouă și în Giroc. În Moșnița Veche și Sin Mihaiul Român, presiunea va fi scăzută pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție. La reluarea alimentării cu apă în regim normal, este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, Aquatim recomandă clienților să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă. Transmit reprezentanții Aquatim. UTA a trecut de FCU Craiova cu scorul de 3-2 și este la un singur meci distanță de calificarea în play-off pentru prima dată în istoria sa. Mai multe detalii în rubrica Sport. UTA a trecut de FCU Craiova cu scorul de 3-2 și este la un singur meci distanță de calificarea în play-off pentru prima dată în istoria sa. Este un vis al oricărui suporter arădean, dar este un vis în care UTA depinde de rezultatele contracandidatelor. 3 puncte, meci greu. Cred că Craiova a jucat cel mai bun meci al lor din ultimele etape. I-am analizat, i-am urmărit. Echipă bună, echipă solidă, da? Cu jucători cu calitate. Mă bucur că am reușit să-i blocăm. Ei, practic, au avut 2 șuturi pe poartă, 2 goluri, eficacitate maximă. Și iar încă o dată, paranteza asta, da? Regret că luăm goluri din faze fixe. Da? Faze fixe, nu avem voie, am fost surprinși, adică
în partea stângă, la golul 2, mai multă atenție, pentru că când dai de o echipă care au jucători cu calitate, nu iartă. A fost și meciul trecut cu Rapid și meciul acesta. Adică au fost greșelile noastre, plus un fault care nu trebuia făcut la mijlocul terenului și am ajuns în situația în care să avem emoții. Eu cred că nu trebuia, pentru că la 2-1 Mico a avut o ocazie clară pe minge pusă înapoi de Kevin și s-a grăbit puțin și a dat cu drept, a dat-o la corner, că n-am văzut poanta. În derbiul etapei la fotbal feminin, Poli Timișoara a întâlnit campioana Universitatea Olimpia Cluj. A fost o victorie de colecție pentru timișorence, care s-au impus cu scorul de 2-0, la pauză tabela indicând 1-0. Golurile Politehnicii au purtat semnătura jucătoarelor Teo Meluță și Antonia Bratu. A fost intens, ca de fiecare dată, știam ce ne așteaptă, dar eu cred că am pregătit bine acest meci și s-a văzut datorită rezultatului. Cred că e un avantaj pentru toate echipele, că toate meciurile sunt atât de puternice, pentru că asta ne fac pe noi individual și pe noi ca echipă să ne dezvoltăm mult mai mult. Greu de tras concluzii. Eu zic că e un meci foarte bun, două reprize diferite. Eu cred că am făcut cea mai bună primă repriză, nu din acest campionat, ci de când sunt eu la Timișoara. Ăsta e modelul de joc care îmi place, am făcut un pressing foarte avansat, am avut agresivitate în sensul bun al cuvântului, nu le-am dat timp și spațiu. Clujul au o echipă foarte bună cu jucătoare care știu jocul și dacă le lăsam să joace, lucrurile ar fi stat altfel. Da? Mă bucură atitudinea fetelor, sper să putem să o ținem tot așa, ne-am pregătit 6 săptămâni pentru stilul ăsta de joc, uite că ne iasă, mă bucur că am rezistat și fizic. Vă invit să urmăriți acum rubrica Meteo. Aici actualei ediții a Observatorului. Sunt Alina Damian și vă doresc toate cele bune. Pe curând!